Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la știri. Zi de meci în București. Astăzi se va disputa ultima partidă găzduită de Arena Națională în faza grupelor, Ucraina-Austria. Și se anunță un duel cât se poate de încins. Cele două echipe depind de acest meci direct pentru a-și asigura calificarea în fazele eliminatorii. Un duel care a început încă de dimineață în centrul vechi al Bucureștiului, unde sunt suporterii în așteptarea partidei. Gabriela Del Pupo e și acolo și ne spune care este atmosfera. Bună ziua, Gabriela! Se pare că cele două galerii se împacă foarte bine aici în centrul vechi pentru că au pornit o adevărată petrecere. Sunt la două terase, una lângă alta și practic au dat drumul la muzică și au început să danseze împreună. După cum se poate vedea și în imagini, trebuie să spunem că ambele echipe au învins echipa Macedoniei de Nord în primele două meciuri de aici, de la Euro 2020 organizată la București. Așadar, va fi o înfruntare a celor mai buni care au jucat în România până la ora actuală. Amintim faptul că imediat după meciul de la București și golul care a fost considerat offside, Goran Pandev a anunțat că se va retrage după Euro 2020. Rămân așadar cei mai buni în joc pentru seara aceasta și sunt foarte entuziaști. Dacă data trecută erau mai timizi și din Austria și din Ucraina pentru a-i ajuta pe jandarmii români să comunice mai bine. Până acum nu au fost incidente nici astăzi, nici la celelalte două meciuri. Iată, deci, al treilea meci pe care îl găzduiește România în cadrul competiției Euro 2020. Vom vedea cine rămâne în optim. Atmosferă ca de mare sărbătoare în centrul vechi al capitalei, înaintea celui de-al treilea meci găzduit de România la turneul final al campionatului european. Ucraina și Austria se vor întâlni de la ora 19 pe Arena Națională, dar meciul a început deja cu o întrecere la voie bună între suporterii celor două naționale. Terasele și restaurantele din centrul istoric au fost luate cu asalt încă de dimineață. Cele două tabere de suporteri s-au înghesuit la distracții și la pronosticuri. It's very nice atmosphere here with Austrian fans and our fans, so atmosphere is beautiful. Who's gonna win? You know who's gonna win. We will be humble, you know. 2-0. 2-0 will be okay. Good choice. Hopefully Austria, definitely, yeah. How do you find your career? Yes, it's a beautiful city. Who will win tonight? Ukraine, of course. What score? 3-1, maybe. Sute de austrieci și ucrainene au venit la București să-și încurajeze echipele. Vizitatorii sunt extrem de fericiți că după mai bine de un an de pandemie pot să se bucure din nou de spectacolul sportiv. Berea, dar și mâncarea tradițională românească se află la mare căutare printre suporterii celor două echipe de fotbal. Meciul de diseară se anunță unul extrem de disputat. Cu 3 puncte după primele două runde, Ucraina și Austria își fac deja calcule pentru ieșirea din grupa C. Victoria va asigura calificarea în optimile de finală pentru oricare dintre cele două naționale. Mini-vacanța de Rusalii a fost ca o gură de oxigen pentru traficul din București. Majoritatea străzilor din oraș au fost aproape goale, iar centrul Infotrafic a estimat că traficul a fost astăzi mai redus cu aproximativ 40% față de o zi normală de luni. Însă lucrurile se schimbă pentru că vacanța se termină și turiștii se întorc acasă. Așa că deja au apărut primele zone aglomerate pe drumurile care vin spre capitală și ne spune cum se circulă la această oră și, desigur, la ce să ne așteptăm mai spre seară, comisarul șef Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Domnule Bocai, bună ziua! Bună ziua, vă spun din nou și vă informez că la această oră traficul rutier a crescut în intensitate pe drumul național 1 pe Valea Prahovei, pe sensul de coborâre dinspre Brașov către Ploiești. Pentru a evita coloanele,
traficul a fost deviat din județul Brașov, din zona localității Dârste, pe drumul național 1A, Săcelechia, Ploiești. Se aplică devierea la nivel de recomandare și de pe drumul național 73 a Râșnov-Predeal, pe drumul național 73, fie către Brașov și apoi către Cheia pe drumul național 1A, fie către Pitești pe drumul național 73 și apoi spre capitală pe autostrada A1 București-Pitești. Precizez că la această oră, în județul Mureș, traficul rutier este oprit pe drumul național 15 între Reghin și Toplița, pe raza localității Deta, din cauza unui accident în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, 4 persoane au fost rănite, în acest moment fiind investigate medical. Și în județul Covasna, traficul este blocat pe drumul național 11 între localitățile Onești și Târgu Secuiesc, mai precis în zona kilometrului 84 plus 500 de metri, din cauza unei coleziuni în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, 2 persoane au fost rănite, una grav și una ușor. Se estimează că în aproximativ o jumătate de oră traficul să fie reluat în condiții normale. Precizez că la această oră traficul rutier se desfășoară îngreunat din cauza ploii torențiale pe autostrada 2 București-Constanța, iar între localitățile Vâlcelele, județul Călăraș și Constanța, kilometri 88-212, există apă pe carosabil. Recomandăm celor care circulă în zonă să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor. Atât pentru acum de la Centrul Infotrafic. La revedere! Cătălin Bocai, mulțumim. Și tot în trafic, imagini șocante în capitală. Un șofer a fost bătut cu bâta de golf și cu pumnii de un alt conducător auto. Acesta din urmă conducea o mașină scumpă, iar victima un Logan. În sprijinul agresorului a sărit și amica acestuia, care a lovit Dacia cu picioarele de mai multe ori. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Aceste imagini de o violență greu de explicat au fost surprinse de alți participanți la trafic. După ce i-a blocat calea șoferului de Logan, bărbatul care conducea un autoturism mult mai puternic și mai scump i-a lovit portiera cu crosa de golf. O dată și încă o dată. Între timp, femeia care îl însoțea lovea cu sete cu picioarele în Loganul blocat intenționat pe șosea. Agresorul nu s-a rezumat doar la lovituri cu bâta. Acesta l-a lovit și cu pumnii pe șoferul Loganului. Omul a fost rănit serios. Imaginile filmate de alți șoferi au ajuns la poliție, care a început cercetările în acest caz extrem de violent. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii secției 7, a fost identificată persoana vătămată, un bărbat de 35 de ani. Cercetările sunt continuate din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Imagini dramatice în județul Vrancea, unde mai mulți indivizi au vandalizat un magazin și l-au bătut pe proprietar. În jurnal aflați ce a făcut poliția în acest caz. Incendiu puternic azi noapte la un imobil din Giroc, județul Timiș. Mai multe persoane, adulți și copii, au fost evacuate, iar un bărbat de 56 de ani a fost găsit mort, carbonizat. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Incendiul s-a produs la un imobil cu locuințe sociale de la periferia localității Giroc. Oamenii au dat alarma la 112 imediat după miezul nopții, iar pompierii au avut mult de muncă în efortul lor de a stinge flăcările. 14 oameni, printre care și 5 copii, au fost scoși de salvatori din imobil înainte ca flăcările să ajungă la apartamentele în care locuiau. Alte 5 persoane au reușit să scape de flăcări înainte de a veni pompierii. Însă, după stingerea incendiului, salvatorii au descoperit un bărbat carbonizat într-una dintre locuințe. Alte 2 persoane evacuate de pompieri au necesitat îngrijiri medicale, fiind intoxicate cu fum. Pompierii urmează să stabilească acum cauza probabilă a producerii incendiului, iar la fața locului s-a deplasat și o echipă de criminaliști care a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Tragedie în sectorul 3 al capitalei. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Un bărbat de 70 de ani a fost găsit mort în puțul unui lift. Primele verificări arată că acesta căzuse de la etajul al 5-lea al unui imobil. Bărbatul era agent de pază. El a fost găsit de un coleg de muncă. Acesta din urmă a fost cel care a și alertat autoritățile. Cazul a fost preluat de serviciul omoruri al poliției capitalei. Dosarul penal vizează infracțiunea de ucidere din culpă. Trupul neînsuflețit al bărbatului găsit mort în lift a fost dus la Institutul de Medicină Legală.
Imagini incredibile vin din județul Vrancea, acolo unde mai mulți indivizi au intrat într-un magazin și au distrus tot ce le-a ieșit în cale. Iar ca să fie tacâmul complet, l-au luat și la bătaie pe proprietarul magazinului, care i-a surprins. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Coasa. Aici, după lăsarea întunericului, mai mulți indivizi au intrat în magazin și au spart tot ce au prins. Pe imagini se vede cum atacatorii sar gardul, intră în magazin, însă nu iau nimic de pe rafturi, ci doar distrug prăvălia. Probabil trezit de zgomotul făcut de cei trei atacatori, proprietarul magazinului a venit să vadă ce se întâmplă, însă a căzut în mâna agresorilor, care l-au bătut până l-au lăsat lat la pământ. Echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului a identificat proprietarul magazinului, un bărbat în vârstă de 63 de ani, și a stabilit faptul că acesta ar fi încercat să aplaneze un conflict între două persoane, conflict ce se afla în desfășurare în fața magazinului, moment în care ar fi fost lovit de către una dintre acestea, respectiv de către un bărbat în vârstă de 22 de ani. Soția victimei a sunat imediat la 112. După cum povestesc rudele, la fața locului a fost trimis un polițist, dar agresorii au reușit să fugă și deocamdată nu au fost identificați. În timpul conflictului, bărbatul în vârstă de 22 de ani ar fi distrus o vitrină frigorifică din incinta magazinului. Bărbatul în vârstă de 63 de ani a fost preluat de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea în vederea acordării îngrijirilor medicale. Toate persoanele implicate în acest incident au fost identificate și conduse la sediul poliției. La acest moment, audierile sunt în desfășurare, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe, distrugere și violarea sediului profesional. Potrivit primelor informații, totul a început după ce indivizii se pare că au fost alungați de pe terasa magazinului pentru că erau beți și făceau scandal. Munți de gunoaie continuă să fie aduși din toată Europa în România. Recent, în vămile Borș și Vârșand au fost oprite 6 tiruri cu peste 100.000 de kilograme de deșeuri. De unde era adus gunoiul? Aflați imediat la știri. Detalii incredibile ies la iveală din dosarul polițiștilor șpăgari de la serviciul rutier din Botoșani. Agenții făceau orice pentru a-și primi șpaga de la cei opriți în trafic. De exemplu, un șofer care nu avea bani la el a fost dus cu mașina poliției la bancomat să scoată suma pe care o ceruse un polițist drept mită. Ancheta inițiată de procurorii anticorupție în cadrul serviciului rutier scoate la iveală aspecte de neînchipuit. Una dintre informațiile verificate acum de anchetatori este legată de un caz fără precedent. Potrivit unor surse apropiate anchetei, unul dintre șoferii opriți în trafic pentru o abatere rutieră nu ar fi avut niciun ban în buzunar, ci doar cardul de debit. Chiar dacă polițistul rutier putea să-i aplice un avertisment, el nu ar fi vrut să renunțe la șpagă și atunci s-a căutat o modalitate de compromis. Astfel, contravenientul ar fi fost urcat în mașina de poliție și dus la un bancomat din municipiul Botoșani, de unde a fost extrasă suma aferentă. Acum, anchetatorii au solicitat imaginile surprinse de camera de supraveghere de la bancomatul cu pricina, pentru a vedea dacă polițistul apare în filmare. În plus, s-au solicitat și informațiile cu privire la suma retrasă, pentru a vedea dacă aceasta coincide cu șpaga oferită de șofer pentru a scăpa de sancțiune. Iar într-un alt caz, doi polițiști au cerut și au primit de la un șofer câte un pachet cu produse lactate, în valoare de 50-60 de lei. 16 foști și actuali polițiști din cadrul serviciului rutier Botoșani sunt acuzați de DNA că ar fi primit sume de bani cuprinse între 100 de lei și 100 de euro de la mai mulți șoferi opriți în trafic pentru depășirea limitei de viteză sau alte abateri de la regimul rutier în perioada iunie-noiembrie 2020. În urma descinderilor de pe 2 iunie, 8 polițiști au fost arestați preventiv, iar alți 8 au fost plasați sub control judiciar. Ulterior, și în cazul celor arestați, măsura a fost revocată de Curtea de Apel Suceava, cei 8 fiind plasați și ei sub control judiciar. Munți de gunoaie continuă să vină din Europa în România. Potrivit ultimelor informații transmise de Poliția de Frontieră, 6 tiruri cu peste 100.000 de kilograme de deșeuri au fost oprite să intre în țara noastră prin punctele de trecere a frontierei Borș și Vârșand.
Conform documentelor de însoțire a mărfii, cele 6 tiruri conduse de cetățeni români transportau textile, plastic, carton și haine second-hand de la diferite societăți comerciale din Italia, Belgia, Suedia, Germania și Austria pentru firme din România. Polițiștii de frontieră nu s-au lăsat convinși de hârtiile prezentate de șoferi și au solicitat sprijinul reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu. În urma verificărilor s-a constatat că tirurile erau încărcate cu textile, plastic, carton și haine second-hand într-o stare avansată de degradare, fiind de fapt deșeuri și nici de cum produse second-hand destinate comercializării. Și în Satu Mare, polițiștii de frontieră de la Petea au oprit vinerea trecută intrarea în țară a două automarfare încărcate cu peste 27 de tone de deșeuri, constând în haine second-hand, pentru care, de asemenea, șoferii nu au putut prezenta documente. Articolele proveneau de la diferite societăți comerciale din Austria și Olanda pentru firme din România și erau într-o stare avansată de degradare, fiind de fapt deșeuri. La fel s-a întâmplat și la Nădlac 2, unde au fost oprite 8 tiruri cu 130 de tone de deșeuri, ce proveneau de la diferite societăți comerciale din Cehia, Germania și Austria, pentru firme din România. În total, în primele 5 luni ale anului, au fost blocate la intrarea în România aproximativ 2200 de tone de deșeuri. Doi oameni morți, case dărâmate, sute de oameni izolați, localități întregi sub ape. Așa arată bilanțul inundațiilor care s-au abătut peste România la sfârșitul săptămânii trecute. Specialiștii avertizează că pericolul nu a trecut. 7 județe sunt în continuare sub cod portocaliu de averse și vijelii, în timp ce peste jumătate de țară este cod galben. Cea mai afectată zonă după ploile torențiale din ultimele zile rămâne județul Vrancea. Sute de oameni sunt izolați și acum din cauza viiturilor, iar mai multe case sunt în pericol să se prăbușească. Aproape 100 de gospodării au fost inundate în Biliești și circa 550 de hectare de culturi au fost distruse în totalitate de apele revărsate ale râului Putna. Încercăm să legăm totul. Încercăm să legăm, trimitem a doua coardă să ajungă pe malul ălalt. Iar la Nereju, mai mulți muncitori au rămas prinși între apele învolburate ale râului Zăbala. Ploaia și o alunecare de teren le-au limitat salvatorilor căile de acces către muncitorii prinși de viitură. Unul dintre colegii noștri de la pompieri a venit cu o lansetă de pescuit, a aruncat un fir de care am legat o coardă mai subțire, apoi una mai groasă și până am ajuns la diametru care ne convenea nou, am tras vreo 4 corzi care să ne asigure un transport în siguranță. Ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe localități din Galați. Străzile au fost inundate, iar curțile gospodăriilor s-au umplut de apă. O femeie a fost la un pas să-și piardă viața după ce locuința în care se afla s-a prăbușit. A fost o intervenție contra cronometru pentru că nu aveau posibilitatea nici salvatorii să stabilizeze cumva construcția, dar au reușit să o extragă. A fost preluată de un echipaj medical, consultată, dar a refuzat transportul la spital. Și în județul Tulcea a fost dezastru. 10 de familii au rămas izolate în localitatea Hamcearca, după ce râul Taița a ieșit din matcă. N-am mai avut de când mă iunam, 60 și peste 65. E prima dată. Și prima dată ce am văzut așa ceva. Eu n-am văzut de când m-a făcut mama. Și în județul Vaslui, mai multe localități au fost inundate de apele revărsate. Oamenii au privit neputincioși cum apele le-au măturat gospodăriile. Iar în județul Bacău, râul Trotuș a depășit cotele de atenție. Din păcate, în urma viiturilor din weekendul care tocmai a trecut, doi oameni și-au pierdut viața. Un bărbat din Neamț și unul din Bacău au murit după ce au fost prinși de puhoaie, iar un altul este dat dispărut. În total, 77 de localități din 26 de județe au fost afectate. Astfel, prin acest HG pe care vom da săptămâna viitoare, creăm un cadru legal pentru tot anul și simplificăm lucrurile. Bugetul anual, anul trecut a fost un buget de 5 milioane de lei, parcă, și cuantumul anul trecut era în jur de
4.000 de lei pentru familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de 75%, de 2.000 de lei între 50% și 75%, câte 1.500 de lei între 25% și 50%. Și acolo unde au existat decese din cauza inundațiilor, familiile primeau 5.000 de lei suplimentar. Acestea sunt sumele de unde pornim. Ca să venim cu aceste decizii pentru a ușura munca și pentru a ușura sau timpul în care aceste ajutoare ajung la persoanele care au nevoie. Vreau să vă avertizez că mă voi deplasa personal acolo unde aceste ajutoare trebuie să ajungă, unde vom da hotărârea că vor merge aceste ajutoare, să mă asigur că ajung aceste ajutoare la persoane respective. După ce furtunile și inundațiile au măturat întreaga țară, meteorologii anunță că mercurul va urca vertiginos în termometre. Nu scăpăm cu totul de ploi, iar în unele zone vremea va deveni caniculară. Și astăzi și mâine discutăm în general în continuare de o vreme instabilă, mai ales în zona Carpaților Oriental și Meridional, acolo unde cantitățile de apă pe parcursul zilei de azi vor depăși 40-50 de litri pe metru pătrat, dar și în Moldova, Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei, este posibil să mai consemnăm pe parcursul acestei după amiezi valori de 20-30 de litri pe metru pătrat. Dacă până acum ne-am confruntat cu furtuni, meteorologii anunță zile caniculare. Discutăm astăzi de valori ale maximelor între 33 până la 35 de grade Celsius în Câmpia de Vest, 22 de grade pe litoral, iar de mâine chiar o vreme călduroasă în majoritatea zonelor, izolat caniculară în partea de vest și sud-vest, pentru că în Banat, Crișana, sud-vestul Olteniei, mâine valorile maxime se vor situa între 35-36 de grade Celsius, deja consemnăm primele zile de caniculă, dar în același timp este posibil să discutăm și de fenomene meteorologice specifice acestei evoluții a vremii, în condițiile în care valorile de temperaturi mari asociate cu gradul de umezeală ridicat în atmosferă să determine acele furtuni însoțite de vijelii și căderi de grindină. Începutul lunii iulie se anunță cu temperaturi ce ating 35 de grade. Vorbim pe tot parcursul acestei săptămâni de o vreme călduroasă, chiar caniculară, așa cum am spus, în special în jumătatea de vest a țării, respectiv în Banat, în Crișana, în cea mai mare parte a Olteniei, după care inclusiv în Muntenia. Și așa cum arată și actualizarea estimărilor și primele zile până în 5 iulie, chiar și următoarele două săptămâni până în jurul datei de 19 iulie pentru jumătatea de vest a țării, se păstrează semnalul unui regim de temperaturi mai ridicat decât în mod obișnuit, ceea ce înseamnă că este posibil ca pe parcursul următoarei perioade să ne așteptăm ca cel puțin în jumătatea de vest a țării zilele de caniculă cu valori de peste 35 de grade Celsius să fie din ce în ce mai frecventă. Astăzi, creștinii ortodoxi sărbătoresc a doua zi de Rusalii, una dintre cele mai importante sărbători creștine, pogorârea Duhului Sfânt sau Rusalile, este celebrată la 50 de zile după Paște și la 10 zile după Înălțarea Domnului. Oamenii s-au strâns la Patriarhie de la prima oră. Slujba de Rusalii s-a ținut la altarul de vară de pe dealul Patriarhiei. Autoritățile au amplasat scaune la distanță de 1,5 metri. Cei mai mulți dintre credincioși au purtat mască, deși se aflau în aer liber. La Patriarhie a fost totuși puțină lume. Cum vi se pare faptul că nu sunt foarte mulți tineri, deși e dat liber, zi libere de la stat? O să vină. Ei vin mai târziu. Foarte puțin tineri, totuși, e liber, au zi liberă. Și în această zi mare nu știu de ce e așa, spre exemplu, era... Foarte mulți tineri, deși e dat liber, zi libere de la stat. O să vină, ei vin mai târziu. Foarte puțin tineri, totuși, e liber, au zi liberă. Și în această zi mare nu știu de ce e așa, spre exemplu, era altă și așa mai departe, mai înapoi, a fost o grămadă de lume, o grămadă în parțele astea. Nu știu care este treaba, pentru că asta e o sărbătoare mare. De Rusalii este zi liberă, dar românii au ales să meargă mai mult la mare sau la munte. Păi eu mă bucur
că sunt tineri, dar poate nu au apucat încă să ajungă mai mulți, câte obicei aici este foarte plin de oameni. Superstiții astăzi, ce nu trebuie să faceți? Nu cred în superstiții de genul acesta, nu apar nicăieri în Biblie, așa că sunt doar din popor și consider că doar ce ne învață părinții sau preoții trebuie să urmăm. Cum de ați venit la biserică astăzi? Majoritatea pleacă la munte, la mare, în mini-vacanța asta. Am zis să dedic astăzi timpul bisericii, așa simt, așa am simțit și asta fac. Două tinere, ca ele, au venit la biserică. Mulți au mers la distracție, dar ele nu, pentru că e zi sfântă. O veste liniștitoare în pragul izbucnirii celui de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus. Vaccinurile oferă protecție și în fața noilor variante ale SARS-CoV-2, anunță secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu. În România sunt deja 35 de oameni infectați cu varianta Delta a coronavirusului. Vaccinurile ne protejează și de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV-2, a scris secretarul de stat Andrei Baciu pe pagina sa de Facebook. Oficialul argumentează cu un nou studiu britanic publicat în revista medicală The Lancet. Datele culese de experții străini relevă că persoanele imunizate cu serurile Pfizer-BioNTech și Oxford-AstraZeneca au dezvoltat anticorpi capabili să neutralizeze varianta Delta a noului coronavirus. Este important că organismul produce anticorpii necesari și cunoaște această mutație a coronavirusului, spune oficialul Ministerului Sănătății de la București. Acesta anunță astfel că vaccinurile ne protejează și de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV-2, de pildă de varianta indiană a severului virus, care este de 60 de ori mai contagioasă comparativ cu tulpinile inițiale. În România au fost depistați deja 35 de oameni infectați cu această tulpină mutantă, aflată la originea valului devastator de COVID-19 din India. În Anglia, tulpina indiană este deja dominantă. Astăzi este cea mai lungă zi din an, cu 15 ore și 32 de minute de lumină. Este solstițiul de vară, adică momentul de debut al verii astronomice, iar organismul uman resimte pozitiv această trecere. Specialiștii spun că cea mai lungă zi din an influențează pozitiv starea emoțională a oamenilor. Starea de bine pe care o remarcăm de obicei în diminețile de vară, fără un motiv aparent, se datorează luminii solare, care știm foarte bine că influențează într-o mare măsură unele funcții biologice, dar și instincte. Observăm așadar o îmbunătățire a tonusului fizic și psihic. Soarele are efect terapeutic, este un fapt deja cunoscut de toată lumea. Lumina solară scade nivelul de stres, îmbunătățește somnul prin reglarea nivelului de melatonină produsă de creier și crește și nivelul de serotonină, îmbunătățind astfel dispoziția. Specialiștii spun că există și alte motive pentru care oamenii ar trebui să se bucure din plin de solstițiul de vară. Dacă ne gândim că solstițiul de vară marchează începutul perioadei de concedii și de vacanțe, reprezintă, iată, un moment important în care ne setăm așteptările pozitive și cred că a ne seta așteptări pozitive și a ne face planuri pentru vacanță reprezintă deja o sursă de ridicare a nivelului stării de bine. Marina Statelor Unite a provocat un seism. Din nou la știri, Marina Statelor Unite a decis să verifice rezistența celui mai nou portavion într-un mod mai puțin obișnuit. Zeci de tone de explozibili au fost detonate la doar câteva sute de metri de navă pentru a vedea cât de bine rezistă la șocuri. Explozia a fost suficient de puternică încât să provoace un cutremur în zonă. Douăzeci de tone de explozibili au fost detonate la doar câteva sute de metri de navă, la 100 de kilometri de coasta statului Florida. Explozia a fost suficient de puternică încât la o distanță de 160 de kilometri a fost înregistrat un cutremur de 3,9 grade pe scara Richter. Scopul testului a fost de a vedea cât de bine ar rezista portavionul în fața unei explozii similare inițiată de o parte inamică.
Marina americană a mai făcut astfel de teste și în trecut, însă de regulă în cazul unor nave mult mai mici. Ultimul portavion care a fost supus unui astfel de test a fost Theodore Roosevelt în 1987. Portavionul USS Gerald Ford este cel mai mare din lume. Are o lungime de 333 de metri, este înalt de 74 de metri și cântărește peste 100 de mii de tone. Acest portavion poate găzdui peste 75 de aparate de zbor. Construcția navei a durat 8 ani și a costat peste 17 miliarde de dolari. În lunile următoare, vasul de luptă va mai suferi modernizări și reparații, iar ulterior va fi lansat la apă. Tragedie cumplită pe o autostradă din statul american Alabama. 15 mașini au fost implicate într-un carambol produs în timpul unei furtuni tropicale. În urma accidentului au murit mai mulți copii care reveneau din vacanță. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Mașini s-au ciocnit pe o autostradă din statul american Alabama în timpul unei furtuni tropicale care a lovit statul zilele trecute. În urma carambolului, 10 persoane au murit, 9 dintre victime având vârste între 9 luni și 17 ani. Cele mai multe dintre ele se aflau într-un autobuz care a fost cuprins de flăcări și nu au mai putut fi salvate. Singura persoană care a scăpat cu viața a fost șoferul. O altă fetiță în vârstă de doar 9 luni a decedat după ce mașina condusă de tatăl ei a fost lovită. Potrivit autorităților, accidentul s-a produs după ce câteva mașini au derapat pe șoseaua udă. Statul Alabama s-a confruntat cu furtuna tropicală Claudette, care a adus rafale puternice de vânt și ploi abundente. În urma acestora, mai multe zone au fost inundate, iar pe străzi au avut loc mai multe accidente. Iranul și-a oprit temporar și în regim de urgență singura centrală nucleară din țară. Inițial, Teheranul nu a spus de ce a făcut acest lucru, însă decizia a fost luată în paralel cu reluarea negocierilor cu privire la o posibilă reactivare a acordului nuclear din 2015. Potrivit Teheranului, centrala nucleară Bushehr va sta oprită cel puțin 3 sau 4 zile. Din acest motiv ar putea avea loc mai multe pene de curent. Într-o primă fază, autoritățile iraniene nu au spus de ce a oprit centrala nucleară, însă ulterior au indicat că a fost un lucru necesar pentru mai multe reparații. Centrala se află într-adevăr într-o zonă seismică, însă în ultima perioadă nu au mai fost cutremure. Oprirea ei a avut loc într-un moment de reînnoire a negocierilor dintre Iran, Uniunea Europeană, Rusia și China pe tema unei posibile reactivări a acordului nuclear din 2015. Acesta a fost abandonat în 2018 în mod unilateral de administrația Trump, iar de atunci atât Iranul cât și Uniunea Europeană au căutat modalități de a readuce Washingtonul la masa negocierilor. Reactivarea acordului nuclear este agreată inclusiv de noul președinte iranian Ebrahim Raisi, ales în frunte în urmă cu doar câteva zile. În 2015, acesta a criticat acordul nuclear, însă în timpul campaniei prezidențiale s-a răzgândit și s-a pronunțat în favoarea lui. Construcția centralei nucleare Bushehr a început în anii 70. Aceasta a intrat în funcțiune de-abia în anul 2011 cu ajutorul Rusiei. Din acest motiv, Iranul depinde în totalitate de Moscova pentru procurarea pieselor de schimb, de echipament și de uraniu. Guvernul britanic a amânat ultima etapă a relaxării restricțiilor din cauza îngrijorărilor legate de răspândirea tulpinii indiene de coronavirus. Dar odată cu amânarea, guvernul Boris Johnson a relaxat și câteva măsuri. Deciziile vin pe fondul unei noi creșteri a numărului de infectări cu tulpina indiană de coronavirus. Guvernul britanic a amânat ultima etapă a planului de relaxare cu aproape o lună până pe data de 19 iulie. Însă, în paralel cu amânarea relaxării, guvernul Boris Johnson a ridicat totuși parțial câteva restricții. De exemplu, în cazul nunților a fost ridicată limitarea numărului de oameni, astfel că de acum la aceste evenimente vor putea lua parte mai mult de 30 de persoane. În schimb, autoritățile au interzis dansul la nunți pentru a limita contactul fizic dintre invitați. În plus, centrele de nunți vor fi obligate să efectueze așa numite evaluări de risc, în urma cărora să decidă dacă pot primi mai mulți clienți în condiții de siguranță sanitară. Majoritatea restricțiilor rămân însă în vigoare. Cluburile de noapte rămân închise, limitările numărului de oameni din teatre, cinematografe și localuri rămân în vigoare, iar purtarea măștilor este în continuare obligatorie în spațiile închise. Potrivit planului anunțat în luna februarie de guvernul Boris Johnson, în Anglia relaxarea urma să fie făcută în 4 etape. Prima etapă, împărțită în două, a avut loc în luna martie. Ultima era programată pentru 21 iunie, acum reprogramată pentru 19 iulie.
Decizia de amânare a așa numitei Zile a Libertății a fost luată din cauza răspândirii tulpinii Delta, originară din India. De la mijlocul lunii mai, numărul infectărilor zilnice a crescut constant, iar acum se situează din nou între 9.000 și 11.000 de cazuri. În paralel cu creșterea ratei de infectare, a scăzut și cea a vaccinării. Doar 46% dintre britanici sunt complet imunizați împotriva coronavirusului, majoritatea cu serul AstraZeneca. Acesta este însă văzut cu tot mai multă neîncredere de către populație, care preferă serurile Pfizer și Moderna. Acest lucru a dus însă la o scădere dramatică a ritmului vaccinării în regat. Rezultate dezastruoase ale partidului din care provine președintele francez Emmanuel Macron la alegerile regionale. Formațiunea înființată în urmă cu doar câțiva ani a ieșit pe locul 5 în primul tur al scrutinului. Alegerile au fost însă marcate de un absenteism fără precedent în istoria Franței. În jur de 11%, atât a obținut la primul tur al alegerilor regionale din Franța partidul La République en Marche, înființat în 2017 de Emmanuel Macron. Pentru a explica eșecul, conducerea acestei formațiuni politice a invocat faptul că partidele vechi au o infrastructură mai bună. Conform rezultatelor preliminare și mobilizarea națională, partidul de extremă dreapta condus de Marine Le Pen a avut rezultate cu mult sub așteptări. Calculat la nivel național, a obținut doar 19% dintre voturi, cu 9% mai puțin decât estimările analiștilor politici. Marine Le Pen spera să câștige majoritatea voturilor în 6 dintre cele 13 regiuni ale Franței. În urma rezultatului a obținut majoritate într-o singură regiune. Pentru a explica situația, Marine Le Pen a dat vina pe absenteism. Deși în trecut acest cord în Franța de aproape 68% din populația cu drept de vot. Cifră cu 18% mai mare comparativ cu scrutinul din 2015. Alegătorii francezi sunt însă așteptați la urne și pentru al doilea tur al alegerilor regionale, considerate un preludiu al scrutinului prezidențial. În cadrul scrutinului regional din Franța sunt aleși liderii celor 13 regiuni ale țării. Aceștia vor fi responsabili de organizarea alegerilor prezidențiale programate pentru primăvara anului 2022. UEFA a decis că gestul lui Manuel Neuer, capitanul naționalei Germaniei, de a purta o banderolă în culorile curcubeului nu afectează negativ fenomenul sportiv. Asta deși, ca regulă generală, UEFA acționează foarte strict atunci când vine vorba despre mesaje din afara sportului în meciurile de fotbal. Banderola multicolor a fost purtată de Manuel Neuer atât în amicalul cu Letonia, cât și în primele meciuri ale Germaniei la Euro 2020 contra Franței și Portugaliei. Gestul făcut de capitanul nemților a fost unul de susținere pentru comunitatea LGBT, pe durata ceea ce se numește Luna Mândriei. Însă gestul a intrat în atenția UEFA, care inițial a considerat că mesajul este unul care nu are legătură cu sportul, așa că nu ar respecta codul general de conduită al forului fotbalistic, existând suspiciuni că mesajul ar fi unul cu tentă politică. Până la urmă, UEFA a făcut o derogare și a anunțat că Manuel Neuer a susținut o cauză nobilă și nu a afectat în niciun fel fenomenul fotbalistic. UEFA a comunicat Federației Germane de Fotbal că a încetat analiza asupra banderolei de capitan în culorile curcubeului purtată de Manuel Neuer. Într-o scrisoare, banderola a fost evaluată drept un simbol al echipei pentru diversitate și așadar pentru o cauză bună, a anunțat Federația Germană de Fotbal. Drept urmare, Neuer ar putea să poarte această banderolă și la următorul meci de la Euro 2020 contra Ungariei, când Allianz Arena din München va fi luminată în culorile drapelului LGBT. Germanii militează împotriva homofobiei și au anunțat aceste intenții încă dinaintea turneului final. Manuel Neuer a purtat banderola în culorile curcubeului de la amicalul cu Letonia, în semn de angajament clar al întregii echipe pentru diversitate, deschidere și toleranță, precum și împotriva urii și excluderii. Mesajul este, suntem plini de culoare, a explicat Jens Grittner, ofițerul de presă al Federației Germane de Fotbal. Oricine va dori să asiste la meciurile Cupei Mondiale de Fotbal din 2022, trebuie să se vaccineze. Aceasta a fost hotărârea luată de oficialii din Qatar, care au exclus orice altă modalitate de intrare pe stadion. Pentru a se asigura că aceste condiții sunt îndeplinite, autoritățile din Doha au și un plan de rezervă.
Fanii echipelor de fotbal nu vor putea intra pe stadion decât dacă vor fi vaccinați. Autoritățile de la Doha au justificat decizia prin faptul că până la data începerii Cupei Mondiale, cea mai mare parte a populației globale va fi fost deja vaccinată, iar persoanele care totuși nu vor fi vaccinate o vor putea face chiar în Qatar. Autoritățile au început deja să negocieze cu o companie farmaceutică pentru pregătirea unui stoc de cel puțin 1 milion de doze de vaccin pentru suporteri. Și Qatarul își vaccinează populația, însă doar cu serurile Moderna și Pfizer, iar până în momentul de față a făcut peste 2,8 milioane de doze, suficient cât pentru aproape jumătate din populația țării. Dintre statele din peninsula arabă, Qatarul s-a dovedit a fi cel mai sigur în fața coronavirusului. Până la această oră au fost înregistrate în jur de 220.000 de infectări și 583 de decese cauzate de COVID-19. Din cauza căldurii din Qatar, Cupa Mondială de Fotbal nu se va desfășura vara, așa cum se întâmplă de regulă, ci în intervalul 21 noiembrie-18 decembrie 2022. Este prima ediție de Cupă Mondială găzduită de un stat arab. Final de jurnal, ne revedem la știri la ora 18. Până atunci se întâmplă acum cu Tudor Barbu. La revedere!